Și cu amănunte vine chiar acum colegul meu Cosmin Jitariuc de la TVR Timișoara. Cosmin, bun găsit! Cum s-a întâmplat totul? Bun găsit! Cei doi, o fată de 17 ani și un băiat de 14 ani, făceau parte dintr-un grup mai mare de turiști care viziteau pasul Vâlcan. Se pare că la un moment dat cei doi au urcat într-un observator, o construcție înaltă de unde se poate vedea peisajul și se pot face mai multe fotografii. Atunci au fost loviți de fulger. Fata a fost rănită și a fost dusă de urgență la spitalul din Petroșani. A fost dată și intubată și transferată mai apoi la spitalul din Hunedoara. Tânăra lovită de fulger a fost atinsă la nivelul pieptului și prezintă arsuri de gradul 1 și 2 pe 30% din suprafața corpului. Băiatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Așa cum spuneai, în zonă este o vigoare, o avertizare meteo de precipitații abundente și descărcări electrice. De altfel, aproape întreaga țară se află sub un cod galben de precipitații abundente care este valabil până mâine la ora 22.